Vineri, în capela școlii gimnaziale Sfântul Iacob au debutat lucrările proiectului Educație juridică în școli. În acest proiect au fost implicați toți elevii de la clasele de gimnaziu din instituția de învățământ. Întregul proiect a fost coordonat de către consilierul educativ al școlii, Beatrice Andrei, și s-a realizat în colaborare cu Judecătoria Câmpulung. Debutăm lucrările proiectului pe care ni l-a propus Inspectoratul Județean Argeș, Educația juridică în școli. Voi de câteva săptămâni, de când eu v-am prezentat proiectul, ați lucrat la orele de consiliere împreună cu domnii diriginți. Sunteți astăzi pregătiți? Timp de două săptămâni, copiii au realizat, sub îndrumarea diriginților, lucrări pe teme juridice pe care le-au prezentat în fața colegilor. Oricât de mult ne-am dorit să schimbăm repercursiunile unei fapte deja comise, acest lucru este imposibil. Odată ce am făcut un lucru greșit, acel lucru nu mai poate fi remediat, iar singura schimbare pe care o putem face este în faptele noastre viitoare. Te bat până te potolești. Copil prost. Nu meriți nimic. Copil rău. Copil obraznic. Cred că oamenii fac o greșeală foarte mare. Ei văd pe alții, dar nu văd cel mai important lucru. Nu se văd pe ei înșiși. Pomnul este argumentul celui violent. Multe lucruri sunt violente, însă cel mai violent este omul. Violența degenerează de obicei violență. Violența este ultimul refugiu al incompetenței. Ca societatea să funcționeze și fiecare să se simtă în siguranță, toți membrii ei trebuie să respecte legea. Cei mai mulți fac acest lucru că sunt oameni responsabili. A fi responsabil înseamnă să-ți dai seama de actele tale, să fii conștient de rezultatul acestora și să nu îți dorești să produci altora vreun rău. Sunt însă și oameni care încalcă legile. Unii pentru că nu le cunosc, alții pentru că nu le pasă de ele, alții le încalcă din greșeală, iar alții chiar nu vor să le respecte, indiferent de riscuri. Toți aceștia trebuie să răspundă pentru încălcarea legii. A răspunde înseamnă a suporta consecințele prevăzute în lege pentru faptele comise. Educația juridică în școli este adaptată la realitățile cu care se confruntă elevii zi de zi. În acest fel, ei își vor cunoaște mai bine drepturile, dar și obligațiile de cetățeni. Conceptul de educație juridică în școli este menit să promoveze statul de drept și democrația în societate în general și în rândul tinerelor generații în special, prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelurile de învățământ primar, secundar și liceal, într-o manieră atractivă care să conțină informații relevante pentru elevi și profesori.